că vreau să citesc un verset pe care l-a scris cel mai înțelept om care a trăit vreodată. Ați auzit de el? Numele lui este Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. El a spus așa într-o carte numită Proverbe, pe care o găsiți în Bibliile voastre. În capitolul 18 a zis în felul următor: cuvintele pronunțate cu limba decid viața sau moartea. Amin. Spune celui de lângă tine: mă bucur să te văd azi aici. Și puteți reocupa locurile. Este o bucurie să vă vedem pe toți aici. Suntem mult recunoscători pentru că ați ales să răspundeți invitației prietenilor voștri. Chiar ne bucurăm să vă avem aici împreună și dorim mult ca timpul acesta pe care îl petrecem împreună să fie un timp de calitate, un timp care să vă inspire și, de ce nu, să vă dea idei noi de viață. Toată lumea caută ceva nou, ceva deosebit, ceva valoros. Astăzi vom vorbi mult despre cuvinte. Și ceea ce vreau să stabilim de la început este faptul că cuvintele au putere. Cuvintele au putere. Semnificația lor cristalizează percepțiile, ne modelează credința, ne conduc comportamentul și în cele din urmă ne creează lumea înconjurătoare. Știați că noi prin cuvinte avem această capacitate de a crea lumea înconjurătoare. Puterea provine din răspunsurile emoționale prin cuvinte pe care le citim, le vorbim sau le auzim. Dacă spunem foc într-o încăpere unde este un șemineu ce arde, sau același cuvânt foc într-o încăpere unde suntem mulți, cum suntem aici, sau același cuvânt foc într-o încăpere rece, răspunsul emoțional este complet diferit, deși noi rostim același cuvânt. Vedeți, inerent, cuvintele au putere în ele, cuvintele au putere. De asta oamenii merg astăzi la seminarii, la masterclass-uri, ateliere, să învețe cum să fie mai eficienți în comunicare, cum să folosească mai eficient puterea cuvintelor. Și astăzi poposim la o haltă importantă în călătoria aceasta noastră, care este viața, și vom vorbi despre un lucru extrem de important, și anume, cum spuneam, puterea cuvintelor. Știți că atunci când ai o bucurie foarte mare sau chiar o tristețe apăsătoare sau când ai dobândit o cunoștință foarte importantă, o informație valoroasă, este bine să o împărtășești cu ceilalți. De asta ne bucurăm să avem prieteni în mijlocul nostru, oameni scumpi vouă. Acum când împărtășim această învățătură atât de importantă. Și astăzi discutăm, cum spuneam, despre puterea cuvintelor. Și o să spuneți unii dintre voi: mai cu puterea asta cuvintelor, unii au puteri mai mari ca ceilalți. Adică unii vorbesc mai mult ca alții, nu-i așa? Chiar citeam despre o fetiță de 8 ani, Nina o cheamă, care s-a dus cu carnetul de note acasă la tata să-l semneze. Și notele erau foarte bune. Deci avea majoritate de 10 și vreo 2-3 de 9. Dar învățătorul ei a scris acolo la subsol o notiță pentru părinți. Și spune așa, tatăl a citit, a spus: Nina este o fată deosebită, are rezultate extraordinare la școală, are o singură problemă: vorbește cam mult în timpul orelor. Dar, notează învățătorul, am o idee pe care o voi aplica începând de luni și cred că va da succes. Și tatăl, după ce semnează notele, trece acolo sub notița învățătorului: abia aștept și vă rog să-mi comunicați dacă funcționează, ca să o încerc și cu maică-sa. Vedeți, numărul cuvintelor nu înseamnă neapărat și putere. De altfel, omul acesta foarte înțelept de care vă vorbeam, Solomon, spunea contrariul. Spunea că din multitudinea cuvintelor se vede valoarea omului. El a spus-o pe aia dreaptă, zicea: nebunia sau prostia se vede din multitudinea cuvintelor.
Cu alte cuvinte, atunci când vorbești mult, de obicei vorbești și prost. Așa încât noi trebuie să învățăm și să dobândim această capacitate de a tăcea, asculta, procesa, unii au încă Pentium 1, 2, procesează mai greu, dar până la urmă procesează și apoi a vorbi. De altfel, noi știm foarte bine că exemplul nostru, cel mai important, exemplul nostru suprem este Dumnezeu. Eu vreau să vă spun că Dumnezeu a făcut același lucru. Știți că toate lucrurile au fost create de Dumnezeu. Și oamenii de știință și cei care se declară agnostici, pentru că cei care spun că sunt atei nu sunt sinceri, și oamenii de știință spun, dom'le, putem să mergem puțin după ce s-a întâmplat ceva, dar înainte nu știm exact ce s-a întâmplat. Biblia ne spune foarte clar că la început Dumnezeu a fost și n-a fost nimic. Ceea ce ne face pe noi să înțelegem că pentru un anumit timp, nu știm cât, vom afla probabil când vom ajunge acolo, Dumnezeu a tăcut. Nu a spus absolut nimic. A fost singur și n-a fost absolut nimic. Și el procesa anumite lucruri și deodată, Geneza 1 cu 1, primul capitol, primul verset din Biblie, spune Dumnezeu a zis. Ați văzut? El a tăcut, a procesat și apoi cuvintele lui au avut putere. Dumnezeu a zis. Dacă ne amintim episodul din Evanghelia după Ioan, când o aduc pe femeia prinsă în act și așteaptau ceva din gura Mântuitorului Domnului Iisus, zice Biblia că a tăcut și a scris ceva pe nisip. Mulți se concentrează asupra lucrurilor pe care le-a scris el pe nisip, dar nu acolo, nu asta este important, ci importantă este tăcerea lui, faptul că el a tăcut. Noi trebuie să învățăm de la Dumnezeu. Pentru un timp nelimitat s-a abținut. Iisus a tăcut. Știai că totul, ceea ce se vede și ceea ce nu se vede, s-a creat prin puterea cuvintelor lui Dumnezeu? Cum spuneam, oamenii și acum se chinuie să vadă oare cum a fost creat totul. E bine, Geneza ne spune foarte clar. Prima carte, primul capitol din Biblie, când ajungi acasă, te rog să deschizi, dacă n-ai deschis niciodată, te invit să faci lucrul ăsta. Și zice acolo așa, Dumnezeu a zis. Dumnezeu a rostit, a zis să fie lumină. Puff, și a fost lumină. Dumnezeu a zis să fie o întindere de ape și a fost o întindere de ape. Dumnezeu a zis să se strângă toate lucrurile și să fie uscat și a fost uscat. Apoi Dumnezeu a zis să fie verdeață, să fie animale, să fie niște luminători și a zis că nu este bine ca omul să fie singur. Și este adevărat. Tot ceea ce a rostit Dumnezeu a fost. De ce? El a creat. Cuvintele lui erau puternice. Și e drept că pentru mintea noastră umană, limitată, vorbeam mai devreme de Pentium 1, 2, e greu să cuprinzi și să înțelegi exact cum a fost practic posibil. Și putem să dăm un pas în urmă și să învățăm de la înaintașii noștri care vorbeau despre o taină, da? O taină a divinității. Dom'le, noi cu puterea asta, cu mintea asta limitată, e greu să înțelegem tot. Însă ceea ce putem ști și înțelege este că este o taină, un mister. Și ce frumos este că apostolul Ioan, apostolul iubirii, cel care era apropiat de Iisus, cel care a mers cu el, a trăit cu el 3 ani și jumătate în aceeași comuniune, unul din ucenici, a scris mai încolo în Evanghelia după Ioan, la început, primele versete, și a deslușit acest mister. Cum au putut să fie create toate lucrurile? Și acolo în Evanghelia după Ioan zice așa, la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ceea ce a fost făcut nu a fost făcut fără El. Vedeți? Deslușirea tainei este următorul lucru. Iisus Hristos este cuvântul puternic prin care s-au creat toate lucrurile. El, cel care face parte din dumnezeire, Iisus Hristos este cel care a creat toate lucrurile, ceea ce înseamnă că El este agentul activ care creează și întreține totul.
Și acum fiți atenți, o paralelă. Înseamnă că cuvintele noastre sunt o expresie a noastră, din prea plinul inimii vorbește gura, nu? Despre asta este vorba. Așa cum Iisus este expresia directă și activă a Dumnezeirii. De asta spunea el lui Filip și ucenicilor, eu cu Tatăl una suntem. Eu sunt expresia directă, activă a Dumnezeirii. Când Dumnezeu Tatăl a rostit să fie, Iisus Hristos a făcut toate lucrurile. Și Pavel reia această temă când le scrie el Colosenilor și spune așa, Sfântul Pavel, zice că pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ și cele văzute și cele nevăzute. Toate au fost făcute prin el și pentru el, el este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este expresia activă a lui Dumnezeu, el este cel care a creat și menține toate lucrurile. Înseamnă că dacă noi am fost creați după chipul și asemănarea lui, avem anumite trăsături din dumnezeire. Și înseamnă că cuvintele pe care noi le pronunțăm au puterea de a ridica, de a zidi sau de a dărâma. Înseamnă că noi avem inerent în noi, prin creație, prin design, puterea de a da viața prin cuvinte sau de a ucide cu cuvintele. Așa că astăzi vreau să ne uităm în viața noastră și să găsim acele cuvinte care deau cu adevărat viața. Știi că cuvântul tău, cuvintele pe care le rostești pentru o persoană pot da viața sau pot să dea moartea? Mi-aduc aminte, eram mulți ani în urmă, poate știu eu, 10-12 ani în urmă, eram undeva în zona Vaslui și eram cu un grup de româno-americani, tineri de ăștia, am venit să misionăm pe acolo prin Vaslui și s-a întâmplat ceva, liderul nostru de închinare, cel care conducea cântările, a trebuit să meargă la spital de urgență și n-aveam cine, trebuia să începem slujba, n-aveam cine să conducă cântările și mă uit către un puști, avea 16 ani, îl știam eu puțin din Phoenix, din Arizona și îi spun, tu astăzi vei fi liderul de închinare. Auleu, n-am mai făcut asta niciodată. Eu zic, nu contează, nu este nimeni altcineva. Tu vei fi liderul nostru de închinare. Și chiar dacă bietul de el la 16 ani tremura tot și se băteau genunchii, a reușit să facă o treabă excepțională și astăzi este lider de închinare în America, într-o mega biserică, are o echipă de peste 80 de oameni. Tot ce am făcut, am rostit viață. Altul, bietul de el, venea la mine la birou și consiliam de nenumărate ori, venea picat toate examenele. Dom'le, venea și spunea, iar am picat și pe ăsta. Zice, eu cred că am o problemă cu capul, cred că nu rețin informația. Nu știu ce să, cum să fac. Și am zis, mă, omule, tu ai un blocaj, pentru că ce se întâmplă? Dacă de mic copil ți se spune, nu ești bun, nu ești suficient, ești un prostănac și așa mai departe, copilul chiar crede. Și omul avea blocajul ăsta, tânărul avea blocajul. Și i-am spus, ascultă-mă, tu nu numai că vei reuși la examene și îți vei lua jobul pe care vei vrea să-l ai, tu vei fi trainer, vei fi instructor de oameni, vei instrui pe alții cum să acumuleze și cum să învețe toată informația și să-și ia un job pe care îl doresc. Astăzi lucrează în securitate cibernetică în Statele Unite, este plătit foarte bine și ghiciți ce? Este instructor. Instruiește pe alții cum să reușească. Cuvinte pe care le-am rostit și când mă gândeam la mesajul ăsta, am zis, dar dacă eu în momentul respectiv nu eram destul de deschis, destul de, nu știu, conectat cu ce trebuie să rostesc și nu rosteam viață asupra lor. Eu vreau să te întreb, sunt cumva relații în viața ta peste care astăzi ar trebui să rostești viață? Sunt oameni care ar trebui să fie influențați în bine, oameni care depind de un cuvânt care ți iese ție pe gură? Eu cred că da. Spun lucrurile astea pentru că m-am gândit, oare dacă eu nu rosteam viață peste băieții ăștia, Dennis și Flavius, oare ce era cu ei astăzi? Și astăzi vreau să rostim viață peste oamenii
din viața noastră, pentru că înțelegem că avem putere să dărâmăm sau avem putere să zidim, să ridicăm. Și vreau să vorbesc despre câteva cuvinte care dau viață. Da? Sunt câteva cuvinte secrete care dau viață. Știi, ați prins reclamele alea pe YouTube, când pui o cântec așa două și apoi îți vine, am o învățătură secretă. Fă-ți un abonament de 20 de euro pe lună și ai să înveți ce nu știe nimeni. Da? Nu vreau să vorbesc despre alea, că ar trebui să la sfârșit să vă iau 20 de euro și nu vreau să fac lucrul ăsta, ci vreau să vă spun despre niște lucruri, că sunt niște cuvinte care dau viață unor oameni și niște cuvinte importante pe care trebuie astăzi să le învățăm. Ia să vedem dacă ghicește cineva care e primul cuvânt. Primul cuvânt care dă viață. Hai să vi-l spun eu. Primul cuvânt este te iubesc. Te iubesc. Dumnezeu, e clar că își iubește poporul lui, îl iubea pe Israel, nu? Toată lumea știe asta, inclusiv izraelini, izraeliții. Dar în Ieremia, în capitolul 31, Dumnezeu spune în felul următor. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Vedeți? Dumnezeu nu numai că demonstrează prin fapte, ci a și rostit cuvintele care au dat viață. În altă parte spune, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Asta este iar o declarație puternică a dragostei. Și aici noi, bărbații, avem probleme de comunicare. Aici noi suntem ăia care, este greu să ne comunicăm sentimentele. Chiar îl știți pe, cred că ați auzit majoritatea dintre voi, un bărbat era căsătorit de 35 de ani și când i-au felicitat pentru cum au ajuns la 35 de ani, cum au supraviețuit 35 de ani, nu? Că mulți așa trăiesc, în loc să se iubească, supraviețuiesc. Îl întreabă, auzi, dar vreau să-mi spui și mie, în 35 de ani, de câte ori pe zi zici soției tale te iubesc? Și ăsta zice, Zice, păi eu i-am zis te iubesc în ziua anunții. Dacă mă răzgândesc, o să-i comunic. Nu așa. Nu așa se comunică dragostea. Știu că nouă bărbații nu este greu să comunicăm. Am citit despre o asistentă din Australia, Bronnie Ware, dacă vreți puteți să o googliți. A scris o carte. Ea a lucrat cu oamenii în îngrijirea paliativă, pacienți care mai aveau în jur de 12 săptămâni de viață. Și au înregistrat experiențele acestor muribunzi într-o carte numită Cele 5 regrete a celor de pe moarte. Și Ware scria despre o claritate fenomenală a acestor oameni înaintea morții, o claritate despre ceea ce înseamnă viață. Și a strâns ea regretele, top 5, cele 5 regrete majore, o temă comună la marea majoritate dintre ei. Și printre primele, de exemplu, bărbații spuneau, aș fi vrut să nu fi muncit atât, ci să fi fost cu familia acasă. Claritate extraordinară. Wow, familia e mai importantă decât banii. Dar al doilea, foarte interesant, este, aș fi vrut să-mi comunic sentimentele mai eficient, mai bine. Deci avem o problemă. Oamenii aceia cu claritatea fantastică și-au dat seama că de fapt noi trebuie să ne comunicăm, să ne exprimăm sentimentele. Spune frate nevestei tale că o iubești. Nu te costă nimic. Spune fetelor tale că sunt frumoase și băieților sau băiatului tău că sunt speciali și că vor face lucruri în viață. Poți rosti viața asupra celor dragi. Și lucrul acesta îl faci cu un singur cuvânt. Te iubesc. Asta le creează o viziune frumoasă despre viitor. Le adâncește chemarea. Îi face să se simtă prețuiți și iubiți. Așa că, acum, spune celui de lângă tine, te iubesc. Na, e foarte simplu, te iubesc. Dacă nu-i soția, soțul, logodnica, spune-i te iubesc, frate, nu-i nicio problemă. Și dacă ești single... Sunt ceva single? Single ladies pe aici? Dacă sunt ceva single ladies sau single boys, șoptește așa în gând, te iubesc celui care va să vină. Nu lui Domnul Iisus, că El vine oricum. Nu. Prin credință, da? Da? Pentru că trebuie să te înveți în mod constant să folosești cuvântul ăsta, te iubesc. Al doilea cuvânt care dă viață. Te rog.
Mm-hmm, te rog. Auzi ce spunea Iisus Hristos înainte de patima lui, în grădina Ghețimanii, în momentul acela crucial. Se adresa Tatălui, atenție, și spunea așa: mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una precum suntem noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Auziți? Iisus Hristos, cel care este Dumnezeu, parte din Trinitate, se adresează Tatălui cu te rog. Mă, nu era nevoie. Nu era. Între ei este egalitate, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt sunt egali. Da? Ei nu, nu era necesar ca el să se adreseze Tatălui cu te rog. Dar el face lucrul acesta. Dacă am înțeles că Dumnezeu ne iubește și vedem că oamenii își declară, oamenii buni își declară iubirea prin cuvinte, trebuie să înțelegem că adresarea potrivită față de persoana pe care o iubim începe întotdeauna cu te rog. Te rog. Eu am o problemă aici și soția mă corectează de fiecare dată, în special când vorbesc cu copiii mei, pentru că am adolescenți. Da, să vă rugați pentru mine. Și ce am înțeles este că trebuie să mă adresez frumos și să-i rog, pentru că nu este important numai să facă lucrul ăla, ci mai important este atitudinea cu care fac lucrul respectiv. Și cuvântul te rog creează o atmosferă în care lucrurile sunt făcute cu o atitudine corectă. Atenție mare! Te rog este un cuvânt care dă viață, pentru că rugăciunea nu este umilire, ci este revenire. Ne revenim la normal, ne dăm resetul din fabrică când spunem te rog. Te rog. Ne vedem acolo unde suntem noi, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, nu suntem deodată boși. Chiar dacă ești boss și ai 12, 15, 20 de oameni care vor face întotdeauna ce spui tu, folosește cuvântul te rog. Ai să vezi că atitudinea lor se schimbă. Pentru că atunci tu lucrezi așa cum a lucrat Hristos. Să spun ceva. Dacă astăzi la 11 aveai întâlnire cu Iohannis, președintele României, erai cu o oră înainte, îmbrăcat în cele mai bune haine și repetai de la ora 10 în continuu: bună ziua, mă numesc și sunt onorat că vă văd. Deși tu nu-l suporți pe el și abia aștept să treacă 2 ani de zile să scap de el, că nu vorbește nimic și parcă zici că e Sfinxul. Dar e președintele României. Este o autoritate. Stai cu o oră înainte, drept, frumos, spălat pe dinți. Vezi dacă miroși și dacă totul să fie ok. Și totuși azi ai venit și majoritatea de aici venim duminică de duminică și stăm în prezența celui care a creat toate lucrurile cu cuvintele lui. Cel care nu numai că le-a creat, dar le și susține cu puterea lui. Ești la masa lui Dumnezeu, stai în compania sfinților și înțelegem aici că rugăciunea este revenire, nu umilire. Noi când ne rugăm, facem ceea ce am fost creați de Dumnezeu să facem. Când vorbim în casă unul cu celălalt, să folosim frecvent te rog. Pentru că te rog este un cuvânt care dă viață. Un cuvânt care ne spune mult despre relația pe care o avem unul cu celălalt. Așa cum cuvântul te rog, Tată, a spus mult despre relația lui Iisus cu Tatăl. Așa că acum, întoarce-te către cel de lângă tine și spune te rog. Nu că ai vrea ceva de la el, dar pur și simplu te obișnuiești cu cuvântul ăsta. Unii avem probleme. Te rog. Te rog. Te rog. Ok. Te iubesc. Te rog. Cine intuiește care e al treilea cuvânt? Îți mulțumesc, da. Mm-hmm. Al treilea cuvânt este îți mulțumesc. Ascultați ce spunea Sfântul Pavel. Spunea așa: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Spuneți toți toate. Toate. Toate lucrurile. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Mulți oameni vin să mă întrebe care oare este voia lui Dumnezeu pentru mine. Voia lui Dumnezeu este să fii recunoscător pentru toate lucrurile. Toate lucrurile. Nu numai ale bune, ci și celelalte pe care tu le percepi ca nefiind așa de bune. De asta noi am creat acest eveniment și am zis este bine să ne manifestăm recunoștința pentru niște oameni scumpi din viața noastră și să le dăm cardul ăsta, să le spunem sunt recunoscători,
sunt recunoscător pentru tine. Chiar sunt recunoscător pentru tine. De ce? Cuvântul ăsta dă viața. Oameni buni, recunoștința este o calitate cerească. Societatea noastră ne învață să nu fim recunoscători, să ne luptăm pentru noi, să fim numai pentru noi, să biruim prin ceea ce suntem noi. În alte locuri, Pavel spune, sunt recunoscător nu numai lui Dumnezeu, ci și oamenilor care mi-au făcut bine. Sunt recunoscător lui Timotei, lui Tit, lui Filimon. Sunt recunoscător oamenilor care sunt în echipa asta a mea. Ești o persoană mulțumitoare? Uită-te acum în inima ta, este o conversație pe care tu trebuie să o ai cu inima ta. Uită-te sincer în viața ta și analizează-ți viața, pentru că acolo este cheia. Psalmistul David, tatăl lui Solomon, spunea la un moment dat, într-unul din poeziile pe care el le-a scris și le avem și noi în Biblie, se numesc Psalmii, scrie așa: nu voi uita niciuna din binecuvântările tale. Mă, cum se poate lucrul ăsta? Nu voi uita niciuna din binecuvântările tale. Hai să fim sinceri, dacă v-aș da o coală de hârtie, de A4, și un pix la fiecare acum, și v-aș spune, aveți timp nelimitat să scrieți motive de mulțumire, de recunoștință. Nu e așa că dacă sunteți sinceri, v-ar trebui mai multe hârtii. Și cred că mulți dintre noi am stat până mâine dimineață și am scrie. Și uitarea este omenească, cu siguranță am uita o mulțime de lucruri. Ei bine, ce spune David aici? Este că trebuie să avem o cultură a recunoașterii, a recunoștinței, a mulțumirii. Noi trebuie, asta trebuie să fie natura noastră. Ideea este că în mod constant trebuie să-ți amintești de binecuvântările lui Dumnezeu și să-i fii recunoscător, nu numai când ai luat licența, când ai luat bacul, când ai găsit femeia potrivită, nu, să fii recunoscător pentru toate. Știți ce am învățat de la oamenii care erau pe moarte? Am lucrat în America 5 ani în sistemul de hospice, a oamenilor care mai aveau cel puțin 3 luni, cel mult 3 luni, și erau bolnavi terminale. Am văzut că ei se bucurau de lucrurile pe care noi le considerăm fără valoare. Știți că un bolnav terminal are o bucurie extraordinară să se trezească dimineața de vreme să vadă răsăritul. Un lucru care îmi ține nouă nici nepas. Un bolnav terminal care știe că mai are câteva săptămâni, îi place să stea lângă fereastră, să asculte cântecul păsărilor și să distingă dintre ele. De ce? Pentru că are un focus extraordinar, o claritate fantastică, a înțeles că trebuie să fie recunoscător pentru fiecare zi. Un bolnav terminal, pentru el, the highlight of the day, lucru cel mai important din ziua lui, este când stă împreună cu familia și prețuiește fiecare secundă împreună cu copiii, împreună cu soția sau cei dragi. Astea nu pot să vină decât dacă ai o inimă recunoscătoare. Majoritatea de aici s-a auzit despre întâmplarea aia, nu știu dacă este anecdotă, dar este o întâmplare foarte potrivită pentru ceea ce vorbim aici, cu pescarul din Mexic. Se zice că era un pescar care stătea cu scaunul frumos, elegant, în Mexic, la mare, așa, un mexican de ăsta, cu un sombrero frumos. Și stătea cu undița în apă. Toată ziua stătea acolo. Și a trecut un vas de croazieră american și a văzut un businessman de ăsta super bazat, pe ăsta în baltă acolo, cu, mă rog, în baltă, în ocean, ați înțeles, băi. Și stă și se uită la el o oră, două, până la urmă nu mai rezistă, se duce la el și spune, de ce faci tu aici? Și mexicanul spune, pescuiesc. Păi și toată ziua aici? Da. Păi și ce faci? Păi prind, mănânc, nu prind. Mai am ceva acasă, e ok. Ce bine, omule, dar ți-i rosești viața așa, adică nu ai vrea și tu, de exemplu, să ai mai multe undițe. Pentru ce? Păi ca să poți să ai mai mulți oameni, să angajezi, să prinzi mai mulți pește. Pentru ce? Păi cum pentru ce? Când vinzi mai mulți pește, faci mai mulți bani, îți poate să iei niște bărci, mulți angajați, pescuiești, exporți, ajungi un mare om de afaceri. Pentru ce? Păi cum pentru ce? Ca să vinzi firma, să faci mulți bani? Pentru ce? Ca să ajungi și tu să stai la ocean cu undița toată ziua. Păi eu asta fac. Ce să mă stresez? Acum știu că sunt ceva antreprenori pe aici care zice, băi, nu face sens asta, nu.
Și slavă Domnului că dați joburi altora. E foarte bine. Dar atenție mare. Că făcând așa de multe lucruri, uităm să ne bucurăm de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, de lucrurile simple. Un răsărit de soare, zâmbetul soției, gângăritul copiilor care poate ne ține toată noaptea treci, îmbrățișarea adolescentului care din ce în ce mai rară, știu, dar o prețuiești mai mult. Lucrurile importante pe care le avem în viață, uităm, bucură-te de ceea ce ți-a dat Domnul, fii recunoscător. Știți ce spunea Solomon? Ne revenim la el. De obicei când revin la ceva, înseamnă că mă apropii de final, adică stați să liniștiți. Solomon spunea așa, o inimă recunoscătoare este o petrecere non-stop. Limbajul vechi, majoritatea știți limbajul vechi, da? O inimă recunoscătoare, mulțumitoare, este un ospăț necurmat. Asta e o petrecere non-stop, frate. Ce înseamnă un petrecere non-stop? Înseamnă că, indiferent de circumstanțe, voi fi recunoscător. Ce greu e să depinzi de contul în bancă, ce greu e să depinzi de ce spun alții despre tine, ce greu e să depinzi de like-urile pe care le iei sau nu le iei, ce greu și ce frumos este să fii recunoscător pentru ceea ce a făcut și face Dumnezeu în viața ta. Știți, boala epocii noastre. Și ascultați-mă bine că sunt o mulțime de tineri aici. Este sentimentul ăsta de nemulțumire. Americanul îi spune entitlement. Mie mi se cuvin toate lucrurile, cine sunt eu? Știți ce întreabă Pavel? Sfântul Pavel la un moment dat spune ce ai și să nu fii primit. Și dacă te uiți cu sinceritate în viața ta, îți dai seama nimic. Ai spus, eu am muncit și mi-am făcut. N-ai muncit. Ai muncit că ți-a dat Dumnezeu zile, ți-a dat Dumnezeu energie și ți-a dat oportunitatea să faci lucruri. Ți-a dat sănătate în primul rând. Că dacă ai pierdut-o, nu mai muncești tu, stai ca pescarul din Mexic. Nimic. Toate vin de la Dumnezeu. Toate vin de la Dumnezeu. Nu ți se cuvine nimic. Faptul că ești astăzi în căldură, în pace aici și că nu cad bombe și stai în fric, cum stau vecinii noștri în Ucraina, asta nu e meritul tău, nu e meritul meu. Este harul lui Dumnezeu. Este dragostea lui Dumnezeu. Poate ești aici și să spui, mă, n-am mulți bani. Nu știu dacă o să pot să plătesc facturile. Eu te întreb, ai o soție care te iubește? Ai niște copii de care ești mândru? Ai lucruri pentru care să fii recunoscător. Ai lucruri pentru care să fii recunoscător. Poate îți lipsește sănătatea. Mă, concentrează-te pe ceea ce Dumnezeu ți-a dat, pe lucrurile frumoase pe care le ai în viața ta. O inimă recunoscătoare este o petrecere fără oprire. Billy Graham, marele evanghelist, a scris o carte, se cheamă Unto the Hills. Și acolo a făcut referire la un mare predicator, un comentator biblic mare, Matthew Henry. În secolul XVII, oamenii aveau un obicei foarte bun să țină jurnalul și a găsit o înscriere în jurnalul Matthew Henry într-o zi când i-au furat portofelul. Și scrie omul ăla niște lucruri absolut incredibile. Zice, mai întâi sunt recunoscător că n-am mai fost niciodată jefuit. Apoi, pentru al doilea lucru pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu, este că n-am fost jefuit de mult, aveam puțin bani acolo. Al treilea lucru este că mi-au luat banii și nu mi-au luat viața. Și al patrulea este că nu am jefuit eu, ci eu am fost cel care am jefuit. Wow! Ce claritate! Ce lumină! Ce inimă recunoscătoare! Dacă ne luam nouă, mamă, și acum plângeam după suta aia de lei și buletin. Oh, mi-au luat buletinul, mi-au luat portofelul, nu mai știu ce să fac. Ok. E vorba de atitudinea inimii. O inimă recunoscătoare. Este o petrecere non-stop. Vorbeam cu un frate din biserică. Lucra omul în curte, la el acolo. Și și-a scos mașinile lângă, a parcat lângă casă, da? Două mașini le-a parcat lângă casă și noaptea azi că nu le mai bagă înăuntru, le-a lăsat acolo. Noaptea la două, un bețiv cu mașina a intrat, bum! Le-a făcut zob. Una a făcut o zob pe cealaltă, a atins-o și vorbeam cu el la telefon și spuneam, bă, omule, cum ești? Care mă așteptam să fie greu. Zice, slavă Domnului că nu a pățit nimic omul ăla. Era mult mai greu dacă se întâmpla ceva cu el în fața casei mele. Și am zis, wow, asta e o atitudine de recunoștință. Nu era o mașină ieftină, vă spun. Omul a zis, știi ceva? Se putea întâmpla mai rău. Asta este atitudinea
pe care trebuie să o avem toți, o atitudine de recunoștință. Vreau să te întreb, ai motive să fii recunoscător lui Dumnezeu? Poate ești student și n-ai bani, sărăchie, cum spunea Marin, Andreea noastră, sărăchie. Auzi, dă slavă lui Dumnezeu pentru anii ăștia frumoși, banii vor veni, ăștia sunt anii tinereții, anii frumoși. Wow, frumusețea, vă spuneam ieri la familie, familia noastră de la Rema, le spuneam, femeia la 20 de ani pleacă în vacanță în 30 secunde cu un rucsac. De la 30 încolo îi trebuie remorcă, îi trebuie vagoane, la 20 de ani e gata. Wow, bucură-te de tinerețe, ce frumoasă e tinerețea, dă slavă lui Dumnezeu pentru asta. Da? Dacă ești în vârstă, vă zice, oh, în vârstă, eu sunt pe final, nu prea mai am ce. Vreau să spun că nu toți oamenii ajung să aibă pere albi în cap. Asta e o mare onoare, un mare câștig. Nu toți oamenii ajung la vârsta ta. Știi, vârsta asta este un dar de la Dumnezeu ca tu să fii un observator. Dar nu FIFA sau de ăla de la CTC. Să le spui altora ce trebuie să facă, ci un observator a minunilor și a frumuseților lui Dumnezeu. Wow! Ce vârstă extraordinară! Știi ce se întâmplă când avem o inimă recunoscătoare și folosim cuvântul ăsta, îți mulțumesc? Dăm viața altora. Suntem dătători de viață. Mă uit de ceva vreme la fotbal. De fapt, din copilărie am virusul ăsta de la tata. Și m-am uitat ca majoritatea dintre voi la campionat. Știți ce am observat? Echipele optimiste câștigă tot timpul. Băi, m-am uitat și eu acum. Am văzut meciul ăsta Germania-Japonia. Mă, dacă noi dădeam 1-1 la nemți, păi luam și pe antrenori și ne băgam toți în poartă acolo. Să apărăm. Neamțul, care are un optimism de ăsta de kamikaze, care trece dincolo de moarte, nu neamțul ăsta, japonezul, sorry, japonezul care e kamikaze, știți pe ăștia, niponii. Ăștia au așa un spirit de ăsta, băi, sunt optimiști și după moarte. Ăștia au tăbărât pe nemți. Și au tăbărât că le-au dat încă un gol, 2-1, au câștigat japonezii cu nemții. Wow, extraordinar, și am fost gelos. Că și noi trebuie să avem optimismul ăsta, știți de ce? Dumnezeu este de partea noastră. Dumnezeu este de partea noastră. Dumnezeu este Cel care are un plan cu tine și are un plan cu viața ta. Binecuvântat să fie numele Său. Haideți să ne ridicăm toți înaintea Domnului. Dacă ești recunoscător, lucrul ăsta va genera viață în atitudinea celorlalți. Cel mai important pas este să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care ni le-a dat. Dar acum, înainte să ne rugăm, vreau să-ți mai spun un mic secret. Pavel zice să fiți recunoscător pentru toate lucrurile. Acolo sunt și lucrurile care nu prea-mi convin. Eu îl urmăresc pe Toby Mac, ăsta este un artist american extraordinar și a pierdut băiatul cu 2 ani de zile în urmă. Și a pus o postare ieri. Acolo în America este weekendul de Thanksgiving, toată lumea dă mulțumire. A pus o postare pe care vreau să o vedeți. Vezi că mai mulți dovleci acolo, unul alb. El spune așa, mulți oameni dau mulțumire lui Dumnezeu pentru ceea ce le dă. Iov i-a mulțumit pentru ceea ce i-a luat. Deja asta e next level. Deja asta e nivelul următor. Atenție, Iov, după ce i-a luat toți copiii, a spus așa, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Lui binecuvântat. Asta este o inimă unde este recunoștință și care nu depinde de circumstanțe. Astăzi vreau să te invit ca în viața ta să folosești în mod constant. Te iubesc, te rog, îți mulțumesc. Astea sunt cuvinte care îți dau viață. Și dacă nu-i prea mult, hai să închidem ochii, să plecăm capul și vreau să fac o rugăciune pentru toți, pentru voi. Doamne, îți mulțumim astăzi pentru toate lucrurile pe care Tu le-ai dat. Îți mai mulțumim astăzi și pentru lucrurile pe care ne le-ai luat. Doamne, ne-a durut și ne doare, nu înțelegem, dar ne încredem în Tine, pentru că Tu ești Cel care binecuvintezi. Ajută-ne de astăzi să fim dătători de viață, să fim oameni care folosim cuvintele acestea frumoase pe care și Tu le-ai folosit. Doamne, Te iubim, Doamne, Te rugăm, Doamne, îți mulțumim. Și astăzi, Iisuse, să Te naști în inima multora dintre noi și numele Tău să fie făcut de slavă, pentru că Tu ești Dumnezeul.